Salut! Sunt Florin Arvunescu și bine ați revenit în bucătăria mea. Astăzi vom face aluat pentru pizza napoletana. Suntem în carantină, avem suficient timp la dispoziție, așa că haideți să profităm puțin, să ne perfecționăm și în bucătărie. O să vină și vremea când nu o să mai avem atâta timp la dispoziție pentru gătit. Toate ingredientele de care veți avea nevoie le veți găsi și la sfârșitul videoclipului. Este foarte important ca drojdia să nu intre în contact direct cu sarea. Amestecăm drojdia proaspătă cu făina, puțină făină, puțină drojdie și o sfărâmăm. Amestecăm bine. Făina conține zahăr. Drojdia va mânca zahărul din făină și se va extinde în aluat, va bolborosi, va face mult aer și în așa fel aluatul va crește foarte frumos. Într-un bol destul de încăpător adăugăm apa, 500 de ml, sarea și amestecăm foarte bine până se dizolvă. Sarea absorbe apa și dacă o amestecăm direct cu drojdia proaspătă, o va deshidrata și nu va mai avea același efect. O va omorâ. Cântărim 25 de ml de ulei de măsline și adăugăm peste apă. Încorporăm bine. Adăugăm prima dată 500 de grame de făină, în care am sfărâmat și drojdia. Amestecăm ușor. În momentul acesta aluatul este destul de lichid. Adăugăm zahărul. Va ajuta foarte mult ca zahărul să se dizolve mult mai repede. Și treptat adăugăm restul de făină. Scoatem aluatul din bol. Și continuăm să încorporăm cu restul de făină pe blatul de lucru. Putem frământa aluatul și cu un robot de bucătărie, dar în felul acesta mai facem și noi puțină mișcare. Frământăm 15-20 de minute până devine uniform și destul de elastic. A început să devine din ce în ce mai fin, nu se mai lipește de mâini. Formăm o bilă. Pudrăm blatul cu făină. Îl acoperim cu un prosopud. Și lăsăm să se odihnească în jur de 30-40 de minute. Gata, s-a relaxat destul. A avut suficient timp. Îl împărțim în două cu ajutorul unui spaclu, ca să ne fie mai ușor. Și vom forma palinele. Pentru o pizza cu diametru de 28-32 de centimetri, o să avem nevoie de 250 de grame de aluat. Formăm o bilă direct din aluat. Cântărim. Am pus puțin cam mult. Mai scoatem. Perfect. Îl rotim și îl închidem foarte bine pe masă. Avem aici aluat cam pentru 5 pizza. Perfect, îl împărțim în două. Să arate ca o bilă de mozzarella. Îl sigilăm bine. Puțină făină într-o tavă. Asta ca să nu se lipească. Și așezăm palinele. Astăzi o să fac două pizza și restul o să le bag la rece. Le puteți ține în frigider până la 3 zile. Acoperim bine cu folie alimentară ca să nu prindă aer și să se usuce. Lăsăm la temperatura camerei neapărat vreo 4-5 ore, după care vom forma pizza. Restul de 3 paline le voi pune la fel într-o tavă cu făină, le sigilez bine în așa fel încât să nu prindă aer și le voi ține la rece. Îl puteți păstra până la 72 de ore în frigider. Între timp pregătim restul ingredientelor. O parte din ele le-am pregătit deja. O conservă cu roșii cubulețe. Puțină sare.
piper proaspăt râșnit, oregano uscat, nu foarte mult, puțin. Dacă aveți busuioc proaspăt, perfect, rupeți câteva frunze și aruncați-le în sos. Eu din păcate n-am găsit când am fost la cumpărături, așa că o să mă descurc cu ce am. Amestecăm și dăm deoparte. Mozzarella, am scurs-o puțin mai devreme de zer, o rupem, nu o tăiem cubulețe, oricum se va topi pe pizza. Ingredientele de bază sunt în felul următor: roșiile, mozzarella și parmezan. Mai am aici salam uscat, brânză telemea, așa îmi place mie pizza, cu aceste ingrediente. Cuptorul să fie încins la maxim, cam 250 de grade au majoritatea. Aveți foarte mare grijă căldura să vină de jos și de sus și fără ventilație. Este foarte important. Să vedem ce face aluatul. Tăiem folia de plastic. Ce frumos a crescut. Pudrăm blatul de lucru cu făină. Scoatem aluatul. Hop. Îl tăvălim bine prin făină. Din interior spre exterior. Cu amândouă mâinile. Având foarte mare grijă să nu presăm marginea. Și ușor, cu ambele mâini, rotim și despărțim în același timp. Aluatul este destul de elastic. Este cea mai ușoară metodă pentru a forma o pizza. Îl scuturăm puțin. Vom coace pizza în tava cuptorului pe o hârtie de copt. Asta va ajuta ca blatul să prindă o crustă crocantă pe fund mult mai repede. 2-3 linguri de roșii. Să avem foarte mare grijă să nu exagerăm. Avem tendința de a pune cât mai multe pe pizza, dar facem o mare greșeală pentru că nu o să iasă așa crocantă. Mozzarella proaspătă. Parmezan. Salam uscat. 10-11 felii. Cubulețe de telemea de vacă. Și foarte puțin ulei de măsline. Să nu uităm că tava este destul de încinsă. Cu grijă, băgăm în cuptor pentru aproximativ 10 minute. Oh, cât de bine miroase! Haideți să o scoatem! Aveți grijă, este foarte fierbinte. S-a rumenit destul de bine. Nu am avut un cuptor pe lemne, nici un cuptor de pizza profesional și a ieșit perfect. Și a făcut treaba foarte bine și cuptorul electric. Haideți să o tăiem. Avem aici puțin ulei picant. Să și gustăm. Este foarte gustoasă. Nici n-ai zice că este o pizza făcută în casă. Urmați pașii, respectați gramajul ingredientelor și nu veți da greș. Nu uitați să dați subscribe, share, like pentru a fi la curent cu ce se întâmplă la mine în bucătărie. La revedere!